Să-ți pregătiște ție. Ia-l fă, dar repede. Repede să nu ne prindă, domnule. Îngerașul, mama, ce faci, mamă? Ce faci, îngerașul meu, copilașul meu, iubit, dragostea lui mama? Îți mi-aduce aminte de mama, mă. Lăsă-vă la vârsta asta, ăștia, uite, repede, ai de grijă. Ai de grijă să nu prea mult facă, fine. Tu ți-ai zis, bă, stai cu ochii, bă, copil? Funeral! Sofie, ești sigură că vin Cosmin și Regina? Te-am invitat tu, drag. Am invitat-o și pe Alina. Foarte bine. Nu mai am răbdare. Dar de ce ești atât de nerăbdător? Romantismul, romantismul. Da. Eu mă duc. Da. Curaj, gherică de tare. Poftă. S-ar putea. Știu că nu e o petrecere grandioasă, nu? Dar eu mă simt cel mai fericit alături de tine. Și de aceea... Pa-pa! Pa-pa! Își cer mâna în mod oficial aici de față cu prietenii noștri. Bravo! Bravo, dragii! Ia, aplaudă și tu! Hai, aplaudă! Bravo! Bravo! Bravo, dragii! Ce-am pierdut? Ceremonialul inelului? Dar petrecerea acum începe, să știți! Nu pot să cred! Felicitări! Da! Să fie într-un ceas bun ca să fie piatră să dea Dumnezeu și să vă văd uniți cu adevărat. Casă de piatră. Ok, mai mă de pupat să țin. Cu noi nu dați noroc, hello! Lasă pupatul, dă-te noroc! Casă de piatră! Mulțumim! E pregătit în sfârșit să plece. Așteptă doar un semn din partea familiei. Și noi? Tu o să rămâi aici cu tata, eu o să merg cu el și o să fac tot posibilul să strâng toate dovezile de care avem nevoie. Bun, să-mi spui ce ai nevoie, să-ți dau, da? Cu state, cum facem? Ce-i cu state? Păi state e mână-mână cu Antonucci, nu? Nu trebuie să-l prindem și pe el? Nu e prioritatea noastră. Și oricum, ce dovezi ai tu împotriva lui state? Thierry. E suficient să vorbesc cu Thierry. Thierry nu e o dovadă. Thierry e un martor. Bine, să ne ajute să strângem dovezile împotriva lui statul. Mă auzi? Tu te-ai gândit după ce trebuie cu toată chestia asta? Ce facem? Ghidăm agenția? Nu știu. Am trăit și am vedea. Bă, te ia mama, drag! Bă, ți-a zis să-l stai cu el în brațe, mă! Ți-a zis! Ce nu ți-a zis? Ce l-a luat mama, mă, ta Solfina? Ia-o zi! Uite, Donu, l-am deșcântat așa, de plăstemă. De ce l-ai băgat, mă, în cocina asta? Nu e prea bine, copilul! Am deșcântat să n-ai bărere nici pe lumea asta, nici pe lumea alaltă. De aia l-ai descântat? Să nu mai pui mâna pe el, că-ți rup gâtul. Haide, bre, nu mai stau cu el în cap. Nu mai fi nervos, bre, că speri copilul. Uite cum plânge. Haide. Aoleu. Nu ți-am zis
Pun fire, dracu de dud. Fă, haide, fă, haide că plecat. Du-te repede, vezi, ia o pacilișă. Haide, ai de grijă. Ai de grijă. Mulțumesc, fă, Sulfinu, nu o să uit niciodată. Hai să trăiești, mergi cu Dumnezeu. Aoleu, ce palpitație. Aoleu, Sulfinu, care te mai bași tu-mi trep de ăsta, care nu te privește pe tine. Sărbătorim ceva și eu nu știam. One of the bank's laundering operations. Pentru tine, cea mai frumoasă mămică din lume. Cum? Renata nu s-a putut abține. Nu! Stai un pic, că de fapt acum e doar o bănuială de-a ei și nu știm încă sigur. Nici o bănuială, am analizele și e totul oficial. Ești însărcinată în 5 săptămâni? O să fii mămică, iubito! Ești fericită? Că eu sunt cel mai fericit bărbat din lume! Hmm? Dumnezeule, chiar o să avem un copil! Da! O să avem un copil! Hei! Ah! Ce o să fii! Totuși o să ai îndepărțe! Da, serios! Nu vorbește! Da, serios! Mă duc să aduc șampanie! Irina, vorbește serios? Doamne, Dumnezeule, o să aveți un copil! Băi, capul 3 puncte și ochii 5, da? Pe rând! Hai mă, nu mă mai calci în picioare! Răzvelte, când plec de aici, îți rup capul să moară, mamă. Tot mai cârâi, mă! Băi! Tu știi ce ai noroc, mă? Că nu ți-am dat cu o piatră în camă! Că la cât mi-ai făcut tu mie și lui Smeralda, asta meritai! Ce faceți, băi, sulfamidelor? A? Ce faceți? Ne distrați și noi cu ținta asta, vie. Da, vă distrați, hai distrați-vă voi în altă parte. Mamă, Elvise, vii tu mereu să strici distracția. Bă, tu ești prost, tu nu înțelegi că nu vă mai atingeți niciunul de relu? Așa-ți bulebașă, Orică, ia, hai, gata, ușcă. Bă, dacă eram eu bulebașă, ăsta nu mai era aici, era acolo, în lac, pe gata, ful. Gata, hai, până o să fii tu bulebașă, hai, cărați-vă. Ia, dai-le, trebuie să-mi fi dat pe mâna poliției. Se rezolve ei necazul ăsta. Mă, nu merge așa, mă. El a făcut șatra de râs și de ocară. Nu putem să-l lăsăm pe alții să-l judece. Și furnalul și lui ce crezi că o să facă? O să rezolve problema? Că și ei au fost dezonorați când a fugit de la judecată. Crezi că o să aibă milă de el? Nu știu, mă, nu știu, nu știu. Când văd că băiatul meu e acolo și toată lumea își bate joc de el, nu știu, mă. Ce să fac? Nu știu. Nici eu nu știu ce să facem. O să plătesc eu pentru asta, nenorocitule! Ce-ai zis, fă? Păi, fă, trebuie să-mi dai tu mie bani, fă! Că ți-am deschis viitorul cu ea, dracu, să fim. Gigi, ești bine, moșule? Băi, hai că dă fraierul în primire, hai de acolo, hai să mergem, hai! Hai odată, mai repede! Băi, dacă mai vrei, mă sun, da? Gigi! Gigi! Într-un ceas bun. Doamne ajută, îți mulțumesc. E cel mai frumos lucru care ți se putea întâmpla. Mă crezi? Fetița mea. Nu te rog, nu mai plânge. Hormonii, domnșor. Că nu mi-au adus nimeni a flori. Păi, pentru că nu vrei să-mi spui cine e nenorocitul ăla, că-l obligam eu, îi dădeam niște cum sau îl puneam pe Gigi să-l oblige. Îmi pare rău, domnșoară, că... Hai, nu mai crezi. Felicitări. Nu-i nimic, mulțumesc. Adică, de la vârsta asta, eu o să fiu mătușă? Da, o să fiu mătușă. O să mă lăsați să am grijă de el? O să fiu babysitter.
Oh. Ok, uite, avem deja babysitter. Unde e tata? Dar Dumnezeu știe că de când s-a însurat cu Flori într-o continuă lună de miere. De stradă, romantismul e în floare. Pardon. Las paharele. Hai că nu mai am răbdare. Așa. Da. E curaj? Așa. V-am păcălit. Așa. Și la mătușa, și la mătușa. Și paharul tău? Și el bea din sticlă. Să dai mai mult. Tu bei din sticlă, da? Pentru copilul să fie vor. Sănătos. Să fie sănătos și voi. Voi. Te rug eu, l-ai răzbunat pe nepoțelul meu. Și crede-mă că mi-a ieșit, bă. De ce te-ai răzbunat pe mine? Ce te-am făcut? Sincer să fiu, ești o victimă colaterală, domnișoară Florentino. Ce să-ți fac dacă ești puntul lui Furtic cel mai slab? Stai, asta nu se rămâne așa. Ține minte. Noi acum suntem. Fii atent. Dacă mai faci o prostie, o să fie de ranjul dracului. Ne întâlnim cu toate efectele tale. Tot aici. Treaba ta. Au, nu-mi place. Ia-l și du-l la doctor, du-l la spital. Moare, ascultă-l pe mine. Du-l la doctor. Cine moare, mă? Gigi Dumbravo? Gigi Dumbravo? Nu moare, mă! Băi! Gigi Dumbravo moare, mă! Bă, ce mă distruge, mă, băi! Toți, băi, pătuți, ce sunteți, mă! Băi, idios, criminal! Bă, ce mă stârpeze pe fața pământului pe toți, mă! Băi, praful și bună, iau să-l ale, băi, mă! Я сейчас на фигуре.